Iată, astăzi facem o lucrare pe care mi-am propus să o fac la majoritatea care se află în acest stadiu. Aici avem matcă împerecheată, ouă de vreo 2 săptămâni și am așteptat să aibă puiet căpăcit. Aici a început să căpăcească. Deci asta era. Și acum tot ce vreau să-i fac este că vreau să-i aduc o ramă cu puiet căpăcit de la matca care a fost izolată aici. Aceasta a fost stimulată ca să o obină. Iată, acum vom vedea dacă găsim o astfel de ramă cu puiet căpăcit. Voi căuta în primul rând a doua ramă, care a fost o foaie dată la construit. Ia să vedem în ce stadiu se află. Dacă matca a vrut să o opă această foaie. Neavând de ales. Da, aici avem puiet în stadiu larvar. Să verific un pic și dacă nu cumva matca se află aici. Deci, pe astfel de rame, matca a fost forțată să o ia, nu cred că o în alte condiții. Iar acum voi căuta o ramă cu puiet căpăcit. Așa. Vedem. Cam tare e mai. O să o verific pe aceasta. Este ușoară. Nu o să o iau pe aceasta. Sau e posibil să nu iau niciuna de aici. Dacă văd că nu are. Vom căuta. Dacă nu are, așteptăm să căpăcească. Sau o luăm din altă parte. Dar iată că am găsit o ramă cu puiet căpăcit. Asta căutam. Să luăm ramă cu puiet căpăcit. O să-i dăm un avânt destul de mare coloniei tinere din această ramă. Iată așa arată ea. O să o scutur. O scuturăm și iată, are și păstură, are și un pic de miel. Acum o adăugăm în mijlocul acestei colonii tinere, măci tinere. Iată așa. Astfel o să îi dăm un imbold mare, mătcuței tinere. O să-i mai dăm o ramă cu puiet peste vreo 2 săptămâni și atunci se va rezolva. Așa. Va fi
Numai bine. Și în partea aceasta am terminat. Ce primește ea în continuare este, vor primi uleiuri esențiale, care ajută foarte mult a acoperi cuibul și mergem să aducem o ramă și pentru această colonie, de la care avem nevoie în continuare de puiet. Iată, așa proceda. Mă duc să aduc o ramă. Aducem o ramă bună de oa și o punem în mijloc de data aceasta, stimulând astfel matca, o să umple și această ramă cu puiet. Adunăm cuibul și în toamnă aceste două unități vor fi unite. Sau aducem un nucleu mai mic peste el. Vom vedea ce fel de unificare vom face. Până atunci primește stimulat. Iată, punem la loc șerbetul care stimulăm. E ultima porție de șerbet. Când o să termine, o să trecem la alt tip de stimulare. Acum lăsăm așa. Până data viitoare, numai bine!